s-a născut în 2009, pentru că ideile au plecat înainte cu un an. 2010 august prima ediție, 2015 deja a șasea. Am învățat extrem de multe de-a lungul anilor în care am venit aici, adică au fost super multe cursuri și de tehnică, dar și de filozofie. Consider că am câștigat foarte multe, dar cred că cel mai important lucru este că oamenii care vin aici sunt cumva speciali. Oamenii știu că vin într-un loc unde vizualul se poate mânca pe pâine. Foarte important sunt lectorii care participă și care țin cursurile, care sunt specializați și de talie internațională și atunci vor să fie prezenți. În cazul unora sunt ocazii unice de a întâlni. The idea of this festival is very unusual because this is the meeting of the lectors, the meetings of very good photographers, movie makers, with people. They came here, they are coming here every year to learn, to get information, to take part at the masterclass seminar. Mergem foarte mult pe socializare, pe crearea de legături care să țină și după festival, în așa fel încât lucru practic nu se oprește în timpul festivalului, ci continuă până la următorul timp de un an. Ei țin legătura și vin în următorul an să se întâlnească la Veseleu. E chiar al treilea an la care particip și cea mai valoroasă lecție care am avut-o este să văd fotografiile altora și să văd cum am văzut ei lucrurile. Pentru că poți duce doi oameni exact în același loc și vor face fotografii complet diferite. El este oricum mult mai mare de la an la an, include mult mai multe module, include mult mai multe ore de practică. Din păcate, locurile vor fi limitate, le-am limitat de anul trecut și vor rămâne în continuare limitate, pentru că, până la urmă, importantă este ca informația să ajungă suficient de bine la cei prezenți și să nu fie disipată prin prezența prea multor oameni. Însă, da, el va crește. Va crește în fiecare an, pentru că fiecare modul din cadrul festivalului va avea cel puțin sau va fi de aceeași anvergură ca fotografia. Al doilea an la Vama sub Lumini de Oscar. Particip la aceeași secțiune ca și anul trecut, la secțiunea film. Anul ăsta am revenit pentru a învăța în continuare lucruri noi din industria filmului. Vama veche tocmai pentru că un alt punct în promovarea festivalului este exprimarea liberă. Și cum Vama veche e asociată cu un anumit tip de libertate, cred că din punctul meu de vedere, la momentul la care am ales Vama Veche, era exact ce ne trebuia. I think that Vama Veche is a very unusual place for open mind people, for creative people. This is like a special made for movie, this is like Cinecittà, this is like a special place for photographers, for movie makers, because it is so unusual. Hashtag Veseleu 2015. Hashtag creativity. Superb. Prieteni. Hashtag not staged. Complex. Perfect. Comunitate. Libertate. Free of mind.